Ați observat că de o lună nu mai apare nicio știre cu PSD-ul? Arestații au fost arestați, răsculații au fost decapitați, baronii au mârâit o vreme, dar și-au amintit că totuși acasă au niște sași cu bani alături de care să-și aline suferințele. Dar ci că nu e, mă, totuși așa. Ci că PSD-ul fierbe. Nu se vede că ține Dragnea capacul bine la oală, dar înăuntru e fiertură de-aia cu bulbuci. Ar veni un Consiliu Național acum la finalul lunii, iar acolo Dumnezeu cu mila, s-ar putea întâmpla orice. Dacă pierde guvernarea, Victor Ponta pierde controlul asupra partidului, este clar. Atunci vom auzi vocile celor care acum ar vrea să ia locul, dar tac. Și nu sunt puțini, Liviu Dragnea, George Maior, Ioan Ruz, Valeriu Zgonea. Ar mai putea apărea și alte figuri. De asemenea, este clar că a pierdut susținerea lui Ion Iliescu. Vă vorbeam și despre reforma care i-a deranjat pe mulți în PSD și despre relația cu Sebastian Ghiță. Nu este deloc iubit în Partidul Social Democrat acesta. Nu în ultimul rând, procesele în care sunt implicate rudele sale sunt vulnerabilități. Puh, da, mă, nu e bine deloc. Deci vezi, mă, cum e partidul, ca omul. Te uiți la el, pare sănătos, roșu în obraj, dita mai muntele. Dar când colo, ce să vezi, în două zile își dă ochii peste cap. Și ce sănătos părea PSD-ul, mă. Codul fiscal, domnul Iohannis, vai de mine. Ca frații se aveau, cu medicamente ieftine, cu doamna Rovana călare toată ziua pe pensionari, ăsta pe pensii. Nu am venit niciodată să promitem lucruri pe care nu le putem face, lucruri care nu sunt sustenabile. Domnul Ponta, ce să vă zic? Știam că aveți probleme cu familia, cu sora, cu mama, cu DNA-ul, da? Acum văd că și la serviciu tot de necazuri aveți parte. Nu știu, cred că ar trebui să vă mai duceți pe la niște biserici, pe undeva. Iar dacă n-aveți timp, vorbiți cu prietenii să vă facă o biserică în birou, la guvern acolo. Cum care prietene? Haideți, domne! Să votăm cu cei care sunt ortodoși, cu Victor Ponta, căci el poate să ne unească.